menționează că forma de alegere a președintelui nu poate fi sursă de criză constituțională. Curtea ține faptul că reforma constituțională din 2000 a generat în realitate un sistem de guvernare imperfect, existând un potențial de conflict între autoritățile statului, aceasta fiind o consecință directă a ignorării de către Parlament a avizului Curții Constituționale. În lumina celor expuse, urmând coerența sistemică a Constituției și pentru a-i asigura funcționalitatea, Curtea constată că prevederile contestate au fost adoptate cu încălcarea procedurii de revizuire a Constituției, prevăzută de articolul 135, alineat 1, litera C, articolele 141, 142, alineat 2 și 143, alineat 1. Totodată, Curtea subliniază că însăși natura Constituției de act cu forță juridică supremă și ideea de constituționalitate implică faptul că în Constituție nu există și nici nu pot exista lacune sau contradicții interne. Astfel, având în vedere imperativul evitării unui vid legislativ, precum și ținând cont de urgența abordării impasului constituțional în contextul expirării apropiate a mandatului actualului președinte, Curtea dispune revigorarea mecanismului legal anterior modificării Constituției, ce ar asigura alegerea președintelui cu vot direct de către cetățeni. În același timp, Curtea precizează că efectele prezentei hotărâri nu